Un accident tragic, soldat cu victime, a avut loc în localitatea Vânători. Incidentul a făcut parte dintr-un exercițiu comun de intervenție în caz de accident. Este un exercițiu care statuează regulile de interoperativitate între structurile din Republica Moldova și România. Suntem în a doua parte a exercițiului. După cum vedeți, sunt mai multe ateliere de lucru în care colegii noștri din Republica Moldova lucrează cot la cot împreună cu forțele noastre de intervenție. Este ceea ce se numește bilanțul în teren al procedurilor și al eforturilor de aproape 2 ani de zile pe care Ministerul Afacerilor Interne din România împreună cu Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova încearcă să le pună cap la cap astfel încât beneficiul pacientului să fie maxim. Sunt resurse materiale și resurse financiare importante pe care le-am adus astăzi în teren pentru a le pune la lucru și a statua de fapt cum și cât de bine se poate lucra. Eu vreau să vă spun că acest exercițiu este o prelungire la acel exercițiu de ieri care a demarat în țara noastră, în regiunea satului Zagărancea, raionul Ungheni. Dar vreau să vă spun și altceva de tot. Este pentru prima dată când se organizează exerciții de felul dat când o țară membra Uniunii Europene, deci intervine într-o țară care nu este membra Uniunii Europene și viceversa, deci o țară care nu este membră, deci intervine pe teritoriul altei țări care este membra Uniunii Europene. Vreau să vă zic că pentru salvatori și pompieri nu este neapărat ca să cunoască aceeași limbă. Ei deci cunosc limba profesioniștilor și deci intervin în cazuri date deseori fără ca să comunice între dinșii, doar deci știind că fac un lucru comun, fac un lucru deci pentru a salva viața, pentru a salva cetățeanul. Exercițiul de simulare a fost gândit și făcut cu mai multe mașini și victime implicate într-un accident. În scenariul acestui accident este vorba despre coliziunea a două autovehicule mari și implicarea încă a trei. S-a montat punctul medical avansat, s-a efectuat triajul victimelor, tratamentul lor și evacuare. Unul din mijloacele de evacuare folosite în mod curent este elicopterul pentru pacienții de cod roșu, folosit și în această intervenție. Pentru prima oară în România, elicopterul din programul transfrontalier, care a fost folosit ieri în exercițiu de la Ungheni din Republica Moldova. Sâmbătă, 25 octombrie, în Republica Moldova, s-a simulat un exercițiu al unui accident feroviar.